sigur, am luat legătura cu Ciupe și mi-a spus că a fost aici la emisiune și am spus că o să vin și eu. Și mi-a spus că tocmai bine, atunci să ne dea pe amândoi în judecată. Păi, ok, hai să spunem că pe Ciupe, Mi-a ok, spus că a luat la un legătura, l-a început. sunat domnul Șiman și a zis că o să-l dea în judecată pentru defăimare, pentru că dânsul nu avea nicio legătură cu sportul studențesc, dânsul decât împrumuta bani sportului studențesc. Până acum pe tine n-are de ce să te dea în judecată, că tu l-ai lăudat. Ai spus că e extraordinar pe psihologie și pe a vorbi cu oamenii, senzațional. La Te văd așa că te abții un pic, fierbi un pic pe interior, ai vrea să spui niște lucruri. Da, sunt niște amintiri foarte urâte, pentru că și înainte să plec de acolo stăteam, avea o canapea, o țin minte și acum la sediu. Cred că asta mai mult în canapeaua respectivă decât am stat acasă în ultimele 2 luni. Tot Ca să în... pot să aștept să iau legătura cu dânsul, să vorbesc. Și până la urmă, când am plecat, am renunțat la toți banii care i-aveam de luat, nu mai să pot să plec de acolo. Atunci ai luat până la urmă, uitându-te așa în spate, un salariu complet de la Da, sportul. a fost A fost și o perioada de perioadă. la, a Ok, fost spui perioada perioada Bogdan de la Petrescu, început, de la început, da, în când iau care salariul. lună de lună erau salariile la zi. Bun, uite, și atunci ne întoarcem și la ideea asta de un antrenor care vine și pune anumite condiții clare și cumva profită și jucătorii de normalitatea asta din fotbal românesc. Probabil că Dan Petrescu altfel n-ar fi venit să înceapă să lucreze acolo cu voi dacă nu i s-ar fi asigurat și condițiile. Da, au fost niște întâmplări cu domnul Șiman în care îl sunam, au fost sărbătorile, de asta spun că mi-au rămas așa și nu le pot uita. Erau sărbătorile și l-am sunat ca să ne dea și nou, să-mi dea mie personal niște bani pentru sărbători. Eram Așa. cu mașina și am zis că n-am bani să-mi bag motorină ca să ajung acasă. Și mi-a spus, păi n-am bani, dar te învăț un lucru, ce să faci? Du-te și bagă motorină și fugi.